Astăzi, 19 iunie 2012, liceienii au susținut ultima sesiune de bacalaureat 2012, examenul la solicitare. Elevii au avut de ales din 7 obiecte. La ce obiecte ai dat examenul de bacalaureat? Matematică. Cum s-au desfășurat examenele? S-au desfășurat liniștit, însă a fost foarte greu pentru că nu ne-am încadrat în spațiu, a fost voluminoasă lucrare și cam dificil a fost. La ce ai dat examenele? Am avut astăzi examenul la solicitare chimia. Cum s-au desfășurat toate examenele? Complicat, puțin stresant, însă consider că ne-am descurcat. Normal, așa în parametri mari. La ce date astăzi examen? Bună ziua, am dat la disciplina chimie. Cum s-au desfășurat toate examenele de bacalaureat? A fost puțin riguros, dar emoțiile n-au dat peste borduri ca să nu putem face față itemilor. S-a desfășurat bine. Nu am fost atât de greu, adică a fost ușor, după părerea mea. Față de celelalte, la matematică a fost mai simplu. Puțin. Am avut la chimie examen. Cum s-a desfășurat examenul de bacalaureat anul acesta? A fost un pic stresant, dar oricum, dacă ai cunoștințe, faci. La fizică am avut examen la fizic și l-am dat bine. Da, toate examenele, cum s-au desfășurat? Foarte și foarte frumos. Rezultatele examenelor de bacalaureat vor fi cunoscute după 24 iunie. Elevii care vor avea note mai mici de 5 la examen vor avea posibilitatea să îl susțină repetat într-o sesiune suplimentară care se va desfășura în luna iulie.